Alimentația și stilul de viață joacă un rol decisiv în sănătatea indivizilor. Din ce în ce mai multe persoane resimt o stare generală de oboseală, chiar și după ce s-au odihnit. Puțin știu însă că acesta este un sindrom care se poate trata. În 90% din cazuri nu este diagnosticat, pentru că el nu este o boală, ci este doar, reprezintă doar un sindrom de epuizare al mecanismelor de adaptare al organismului la stres și supra-solicitare și, de fapt, organismul ajunge în imposibilitatea de a mai păstra starea de sănătate și reprezintă debutul sindromului inflamator cronic sistemic, de fapt, și în sine, apariția și debutul bolilor cronice. De cele mai multe ori, persoanele din anturajul bolnavului nu înțeleg această afecțiune și o tratează ca pe ceva trecător. Sindromul poate avea și consecințe de ordin psihologic. La dezbatere a fost prezent și profesorul Ovidiu Bojor, fondator al fitoterapiei românești, care este de părere că vindecarea poate porni de la nivelurile individului. De la cele patru etaje, de la mental, de la spiritual, de la fizic și de la energetic. Că omul trebuie considerat în plenitudinea lui, în integritatea lui, nu în segmente ca orice mașină. Deci, dacă ținem seama de echilibru între aceste etaje, atunci vom trăi în veșnicie. Foarte mulți constanțeni s-au arătat interesați de dezbaterea care a atins și tematica alimentației sănătoase. Astfel, constanțenii au răspuns în număr destul de mare invitației noastre. Ne bucurăm că prezintă interes pentru un astfel de subiect și sperăm să devină un obicei, să avem ocazia de a organiza mai multe evenimente de acest gen și în acest fel să conștientizăm publicul constanțean în ceea ce privește importanța alimentației și a unui stil de viață sănătos din toate punctele de vedere, nu numai al alimentației, cât și spiritual, sufletește și în general echilibrarea tuturor componentelor corpului, dar și sufletului. Prevenirea oboselii cronice se poate realiza printr-o dietă hrănitoare bazată pe alimente proaspete. Stilul de viață și un somn de cel puțin 7 ore pe noapte vă poate feri de astfel de afecțiuni.